Fiecare popor este dator să nu își uite rădăcinile, să-și păstreze identitatea, valorile și tradițiile. Ne amintim asta de fiecare dată când pășim pe ulițele Muzeului Național al Satului din Capitală. Fiecare casă, fiecare obiect îți șoptește parcă în taină istoria unei frumoase și bogate țări. Muzeul a aniversat anul acesta 81 de ani de existență. Cum a fost marcat acest moment, aflăm în minutele ce urmează, într-o nouă ediție a emisiunii Secvențe Trinitas. Veșnicia s-a născut la sat. E o vorbă pe care o cunosc toți românii, dar mai cu seamă e o realitate pe care o confirmă fiecare așezare rurală. Însă este și o realitate pe care o trăim chiar și în centrul capitalei, la Muzeul Național al Satului. Conceput de profesorul Dimitrie Gusti ca un muzeu sociologic, misiunea acestuia era în primul rând de a înfățișa vizitatorilor viața reală a țăranului român. Deschiderea oficială a Muzeului Satului a avut loc la 10 mai 1936, în prezența regelui Carol al II-lea, iar pentru public o săptămână mai târziu, pe 17 mai 1936. Gândiți-vă că reunește România cu tot ce are ea într-un spațiu deschis, acum devenit aproape de centrul Bucureștiului, și că performanțele transmiterii mesajelor culturale dintr-un asemenea spațiu necesită mult profesionalism. Întotdeauna am caracterizat această instituție ca o instituție etalon pentru activitate, pentru competitivitate, pentru viziunea culturală și eu întotdeauna am spus și pentru luminozitate, pentru că este ceea ce noi numim satul din mijlocul orașului București și, cel puțin din punctul meu de vedere, al Institutului de Etnografie și Folclor al Academiei Române, colaborarea cu această instituție este foarte veche. Dimitrie Gusti și Școala Sociologică de la București, 25 de ani de cercetări în satele României, au înființat un muzeu sociologic, în timp sigur că el și-a schimbat menirea, și-a schimbat abordarea, a devenit un muzeu de etnologie și a zice chiar mai departe un muzeu pe care l-am putea numi un muzeu viu, un muzeu care se implică, un muzeu acceptat de comunitate, nu neapărat ca un depozit de obiecte și nu ca un depozit de memorie, ci mai degrabă ca un loc viu, ca un loc în care oamenii, pe de o parte, vin să regăsească amintirile din copilărie, să-și regăsească bunicii sau bunicii vin să-și regăsească un mod de viață mai vechi, pe care copiii acum îl înțeleg ca pe o mică istorie frumoasă. Dar Muzeul Satului este chiar un loc în care oamenii vin să învețe, în care oamenii își aduc copiii nu numai să se recreeze, ci și să înțeleagă ce înseamnă satul românesc, să învețe meșteșuguri tradiționale, pentru că noi avem tot timpul aici ateliere, tot timpul avem activități cu copiii, deci ne concentrăm așa mult pe tânăra generație, este tocmai pentru ca muzeul să nu devină doar un loc în care avem niște obiecte, ci să devină un loc la care tânăra generație se raportează ca la originile acestui popor, se raportează ca la o istorie scrisă altfel. Anul acesta, cei 81 de ani de istorie au fost marcați pe parcursul mai multor zile, cu evenimente speciale ce au reunit lansări de carte, concerte, târg de meșteșuguri, ateliere de lucru, dar și slujbe religioase. Au fost prezenți la sărbătoarea muzeului academicieni, ambasadori, personalități ale culturii, dar și ale instituțiilor statului și ale bisericii. Văzând logo-ul Muzeului Național al Satului și gândindu-mă la topografia satului românesc care așează biserica în centru și dumneavoastră aici ați așezat această valoare istorică a României și anume credința, biserica, în centrul acestor alei care ne poartă nu numai prin formele de relief ale istoriei, cât mai ales prin formele de expresie ale valorii spiritului popular.
Aici, la Muzeul Satului, s-a născut emisiunea Magazin Folcloric și mi se pare foarte normal să fie așa, și pentru că Muzeul Satului este singurul muzeu din România care are 4 biserici. Și pentru faptul că Muzeul Satului promovează ortodoxia, pentru că dacă suntem români, suntem într-adevăr și ortodoxi. Sigur, fără niciun fel de discriminare față de alte culte, dar aceasta este majoritatea în satul românesc. Ori noi promovăm valorile satului românesc în primul rând, fără a neglija însă conviețuirea, multiculturalitatea, interconfesionalitatea. Suntem, ca să zic așa, atenți la toate aceste aspecte. Pe malul lacului Herăstrău, vizitatorul de pretutindeni are bucuria de a întâlni un sat adevărat, cu monumente și artefacte din secolul al XVII-lea până la începutul secolului 20. În total, pe o suprafață de 15 hectare, expoziția permanentă cuprinde 123 de complexe distincte, totalizând 363 de monumente, iar patrimoniul mobil însumează 60.000 de obiecte. Colecția de port are 15.000 de obiecte. Avem icoane pe sticlă, icoane pe lemn, tot ceea ce în curtea țăranului a existat, unelte, ceramică, colecții foarte variate și a spune eu că la acest moment sunt colecții de unicate, pentru că majoritatea obiectelor nu se mai găsesc în sate. Orice turist care ajunge în capitală trece și pragul Muzeului Satului, plasându-l astfel în topul celor mai vizitate muzee din țară. Doar anul trecut, numărul vizitatorilor a ajuns la 500.000. Foarte mulți dintre ei sunt străini. Scoatem în evidență adevăratele valori, nu suntem obedienți, din contră, și spunem ăștia suntem noi. De fapt, asta este România, așa cum o vedeți aici. Deci, zic eu că este un loc pe care ar trebui cei care răspund de cultură, cei care răspund de țară în general, să-l ia mai mult în seamă. Să-l ia mai mult în seamă, pentru că aici se construiește o imagine pozitivă a țării noastre și aici sunt valori și sunt comori care trebuie protejate. Where are you from? From Holland. Do you like here? Yes, I like it a lot. It's nice to see how every part of Romania is to be seen here. So it's nice to see the history of Romania. Have something like this in your country? Yes, we have. We have something, yeah, a little bit similar. Yeah, we have it in small, in our place in small, and we have it for the whole country in a bigger city, in the middle of Holland. This museum, we just arrived. I like the fact that it's outside and that you can walk along and just watch and chat a bit. I've seen the church over there, the wooden church. That's quite impressive. So yeah. I like that one. La Muzeul Satului reînvie vechile meșteșuguri. Sculptura în lemn, torsul lânii, cusăturile manuale, olăritul sunt doar câteva dintre îndelenicirile țăranului român de odinioară, dar care se mai păstrează pe alocuri. Doamne ajută, să am spor. Vladimir are 19 ani și este din Bârlad. L-am întâlnit la târgul organizat de Muzeul Satului zilele acestea, promovând o veche tradiție care la el acasă încă se mai respectă. Care e procedura? Păi trebuie învârtit fosul și în același timp să tragem din caier și ne stabilim o grosime și trebuie să menținem aceeași grosime. Am înțeles, dar cine te-a învățat? Nu știu, deci țin minte. Când eram mic, îmi punea niște buși de cânepă, așa se spune, deci ultima calitate la cânepă, îmi punea bunica în furcă și mă jucam și acolo până încet am deprins să torc. Iar cu luna toarsă acum, ce vrei să faci? Pânză de cămaș. Cum se face pânză? Pânză de cămașă, da. Din lână? Pânză de cămașă, din lână, țigai. Pe tine? Da, asta e de bumbac, dar se face de lână, deci este o... O tehnică specială? Da, o tehnică specială și o particularitate a zonei noastre, de Vaslui Iași. Se făceau cămăși din pânză de lână, lână asta e moale, nu înțeapă, nu e aspră, și se făceau cămăși de mire, de mireasă. Ai vreo astfel de cămașă aici? Cămășile astea sunt cămăși de patrimoniu, nu se mai găsesc pe teren dinainte de perioada interbelică, din cât am auzit și eu.
sunt foarte puține prin colecțiile de muzei, majoritatea se află la Vaslui, la Iași în primul rând și câteva la Vaslui, la Muzeul Județean. Deci, vreau să reconstitui, să spun așa, să fac o, nu replică, dar să fac o cam. Și e prima dată când încerci lucrul acesta? Da, e prima oară când să încerc să țes pânză de lână. Am țes o pânză de borangic, tot pentru cămăși, ledimiri, aia a ieșit. Dar acum vreau să fac de lână. Un mesaj pentru noi, românii? Iubiți-vă neamul, tradițiile, portul, în primul rând, că ne caracterizează. Marcel a adus din Mehedinți ulcelele de lut și roata olarului. Meșteșugul l-a preluat de la bunicul, iar astăzi se simte dator să-l ducă mai departe. Mai e atrasă lumea de meșteșugul acesta? Curiozitatea doar e mare, modul de lucru, cum se lucrează, dar din păcate vasele nu mai prea sunt căutate. E o ceramică neîmbunătățită, după cum vedeți și asta, doar lut și lut. Vopsele obținute din lut, lutul care îi dăm formă vasului. 100% ecologic. În limbajul de acum. Înainte, da, era natural. Cum să vă spun, strămoșii noștri daci așa ceva aveau și cred că au avut o viață mult mai lungă ca a noastră. Bunicul m-a îndrumat, în ghilimele m-a îndrumat. Mi-a explicat totul despre lut, modul de lucru, ca în orice meserie, un secret al ei. Crescând mai mare, mi-a făcut și mie o roată să pot lucra la ea. Când eram mic, așteptam să plece bunicul la masă, ca eu să mă duc în atelier să lucrez pe roata lui. Bine că mai făceam și prostioare, erau urcioarele, din alea erau făcute proaspăt. Și mie îmi plăcea să suflu în ele, suflam în ele, ele se dilatau până pocneau. Făceam și prostioare în timp ce era bunicul la masă și după aceea mă urcam pe roată și bucurie mare, uite bunicul ce-am făcut. Și mă întreba, păi și dincolo cine a făcut? Nu știu. Astăzi vă simțiți dator să-i duceți numele mai departe și meșteșugul mai departe, nu? Da, meșteșugul, din păcate, peste câțiva ani cu siguranță va dispărea. De la Ion Rodoș din Argeș am primit nu doar o lecție de sculptură în lemn, ci și una de istorie și patriotism. Cu dalta sa cioplește chipuri emblematice ale culturii noastre și care prind astfel viață. Lucrez la o lingură tradițională, este un model care mie îmi place foarte mult, preluat din muzeu. Este familia, este denumirea ei și sunt multe de explicat. Asta este roata vieții, aici se vede perechea, dar totodată simbolizează și puterea și bogăția. Ele sunt cumva și educative pentru că un elev, de exemplu, când vine și vede acest panou, eu pot să-i explic foarte ușor. De exemplu, despre Decebal. Știți? Uitați, l-avem pe Decebal aici și coloana infinitului, al lui Brâncuș. Așa. Avem dacul, să vadă cum este echipa de luptă. Nu? Bun, îl avem pe Păcală. Uitați-l pe Păcală. Care face parte din folclorul nostru. Da, pe Păcală. Îl avem pe Tândală. De exemplu, îl avem pe Amzapele aici, care eu unul l-am îndrăgit cel mai mult dintre toți actorii români, pe el l-am îndrăgit cel mai mult. Uitați, aici am făcut, așa am gândit-o eu, evoluția lui Brâncuș, cum a plecat ca noi de la Crestături și a atins apogeul cu domnișoara Pogani, cu sculptura modernă. Și când mă duc în străinătate, le arăt așa cu mâna și spun România, atâta, că nu știu eu să le explic pe limba lor, știți? Și atunci ei se uită, admiră și își dă seama că tot ce e aici noi avem în România, știți? Prima dată în Viena, cineva a venit zâmbind și a pus, mă, eu sculptam, făceam demonstrație, n-am fost atent la el. Dar l-am auzit când a zis Brâncuș, a zis pocit așa, nu știa să zică Brâncuș. Și a pus mâna pe domnișoara, pe mâna, zicea Brâncuș. Deci a recunoscut lucrarea lui. Știți cât de fericit am fost, pe cuvântul meu de onoare. La Muzeul Satului ne regăsim rădăcinile, ne respectăm strămoșii, ne reafirmăm identitatea. Ne amintim de bogăția moștenirii noastre culturale, pe care ar trebui să o cunoaștem mai bine și să o respectăm mai mult. Pe câmpul cu florile, mădusei cu oile, pe câmpul cu ghioce, mădusei cu mielușe.